Segmentul care urmează va părea un pic excentric unora, erotic altora și multora li se va părea ceva normal, gânduri exprimate sincer. Dialog cu mine însumi, alter ego-ul meu vorbindu-mi. Știu ce caut. Nu este sex. Nu cauți pe cineva care cunoaște fiecare truc, joc erotic, ori jucărie erotică. Sigur că așa ceva ar fi tentant, interesant, însă dacă ar fi așa, ar fi nesatisfăcător. N-ar fi ceva ce să disprețuiești, însă totodată nu te-ar satisface complet. Știi de ce? Pentru că este ceva mecanic, e doar ceva de moment. N-are niciun Dumnezeu. Simți că nu te satisface, fiindcă ceea ce tu cauți este mai mult decât pur și simplu să ejaculezi. Este mult mai mult decât să joci rolul bărbatului fata. Tu cauți să te atașezi emoțional de cineva care să aibă aceleași dorințe ca tine. Nu este neapărat cineva care să însemne totul pentru veșnicie. Este cineva care să te încurajeze din plăcere să te deschizi. Cineva care să se bucure deopotrivă cu tine că te deschizi. Este legătura aceea care se creează când îți împărtășești tentațiile intime cu cineva fără nicio rezervă. Nu așa ceva cauți. Lumea are o vorbă pentru ceea ce tu cauți. Lumea spune atașament intim. Tu cauți pe cineva să explorezi la maxim ce simți. Însă, deasupra de toate, cauți acea persoană în care să ai atâta încredere încât să lași garda jos, fără inhibiții. Tu cauți acea persoană care să se bucure deopotrivă de fiorul intimității. Eu însumi, răspunzând alter ego-ului meu. Poate de aceea lumea spune atașament intim.